mulți ani, pentru că este prima emisiune din acest an, celelalte au fost reluări. Vreau să vă spun, vă urez întâi de toate, mult noroc și sănătate. Dacă stați cu astea bine, restul vine de la sine. Dar vine și de la faptul că vă informați, că urmăriți această emisiune, pentru că, așa cum spun de fiecare dată, un om informat este un om avizat. Am vrut să inaugurez emisiunea din acest an cu prezența unui om de suflet, un medic și un om de excepție, o personalitate a orașului Galați, o personalitate pentru care respectul, admirația și prețuirea sunt doar câteva din motivele pentru care îl fac atât de popular și de iubit. Ca medic chirurg, pentru că este vorba de un chirurg, a utilizat bisturiul cuvintelor ca senator, ori de câte ori a avut ocazia să incizeze sau chiar să extirpe câte ceva. Vreau să vă spun că Parlamentul, după părerea mea, a pierdut un senator de marcă, dar am câștigat noi în totalitate un medic de excepție, un medic pentru care toată lumea are numai cuvinte de laudă și, parafrazând un proverb românesc că e bun de pus la rană, eu spun că e bun de pus la incizie. Așa că îi spun bună seara domnului doctor Ichim și sunt foarte bucuroasă că a venit și că mă onorează cu prezența dumnealui. Domnul doctor, așa cum v-am mai spus altă dată, sunteți unul din puținii oameni în care mai am încredere și pe care îi respect, pentru că viața, chiar și cea cotidiană și viața politică, m-a făcut să schimb părerea despre foarte mulți oameni. Așadar, noi în această seară nu o să facem politică, dar o să facem politica sănătății. Hai, și o să vorbim despre acest flagel care de câtva timp a căpătat o amploare îngrijorătoare, și anume neoplasmele. Am intrat pe niște site-uri dintr-astea care informează populația și spuneau că la 100.000 de locuitori numărul de cancere este cam 100, ceea ce este îngrijorător de mult. Care ar fi cauzele până trecem la simptomatologie, care ar fi cauzele apariției, cel puțin a cancerilor gastrice, care se știe că sunt pe locul 2 în privința neoplasmelor, sunt pe locul 2 în lume și în Franța am înțeles că e pe locul 1 cancerul gastric, cel puțin, și cel de colon. Hai să o luăm pe rând. Mulțumesc de mult prea amabilă prezentare. Nu, nu, este doar o schiță a portretului dumneavoastră. Acum trebuie să vă spun, a fost eu în Parlament, dar cuțitul din mână nu l-am lăsat, așa că am practicat meseria. Doar că am mai câștigat timpul care îl... cred că folosesc termenul corect. Mare parte din timp care îl pierdeam în Parlament l-am alocat acum numai pentru meserie. Da, păi vă împărțeam cu ei. Acum vă avem în totalitate aici. E păcat că acolo, să știți un lucru, e nevoie la un moment dat și profesia noastră să fie reprezentată în Parlament. Da, pentru că începuseră niște proiecte acolo. Știți, eu sunt ca puiul lui Brătescu, voi noi jumătate mă bucur că sunteți aici, jumătate regret, pentru că aveați niște proiecte și care poate până la urmă puteau fi finalizate prin prezența dumneavoastră acolo. Și acum numai asta va fi singura trimitere politică care o fac, după care sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, zic, lăsăm în pace. Din păcate, noi ca profesie liberală, normal, eram reprezentați într-un anumit fel, la ora asta, din păcate, la Senat, în Comisia de Sănătate, liberalii sunt reprezentați, toată stima mea pentru profesorul Leon Danailă, dar are o vârstă venerabilă și totuși... Bine, el a fost ca vârsta, imagine. Vârsta, aș spune cuvântul. Ca eficiență, nu știu cât... Și fără a discredita ferească Dumnezeu să nu fie interpretat erorat inginerii de doi ingineri. Normal că am întrebat, voi la ce vă pricepiți acolo, dar asta este, dacă așa s-a considerat, mai ales că s-a zis că sănătatea e o prioritate pentru acest parte, s-au trimis niște ingineri. Dar să mergem mai departe, că acum sunt și în are rost să comentez. În sănătate, cancerul, în dragoste și în politică e posibil orice. Da, se vede. Aș începe să vorbesc prea mult și nu vreau să stric emisiunea, zic eu. Despre, cu toate vorbim acum despre ceva care este ceva șocant pentru populație, dar cred că nu mai miră pe nimeni.
Pe vremea când terminasem medicina, e ceva vreme, nu spun cât, se spunea că există doar familii de canceroși. Acum nu este o familie care să nu aibă un membru din familie cu o patologie oncologică. Aproape nu mai este familie. Acum câțiva ani, Organizația Mondială a Sănătății, făcând o referire tamă la statisticile la care a făcut dumneavoastră trimitere, au dat o definiție destul de cruntă. Cancerul a devenit epidemic. Titlu sau termen folosit pentru boli infectocontagioase, nici într-un caz pentru oncologie. Uite că situația a devenit dramatică. Și acum toată lumea, normal, când întreabă, păi, dar ce se face atâta cancer? Aici este un mix de cauze, o cauză internă și cauzele externe. Sigur, majoritatea sunt cauzele externe. Pentru cancerul digestiv, aproape întotdeauna cauza la origine dai de... Hai să vorbim pe termen care pot fi... Sunt factori nutriționali, în primul rând. Factorii nutriționali, ce mâncăm și ce bem. Dacă vă uitați, de exemplu, internetul abundă de tot felul de studii, rămâi interzis câți factori cancerigeni sunt comunicați. Până la, de la apa îmbuteliată în peturi de plastic, până la absolut orice produs alimentar, funcție de factorul de conservare. De la laptele care nu mai are mult lapte în el, și vă spun și chiar sunt iritat, am văzut chiar un produs autohton, l-am luat chiar aseară și mi-a venit să-l arunc pe geam. Curativ, nu fac mizerie în curtea spitalului. Dar care nu avea nicio legătură cu laptele, n-a trecut deloc pe lângă vac. Chiar o să fie obiectul unei sesizări către protecția consumatorului. Ar fi bine să vadă rețetele pe care îți face acest lapte, care nu are lapte. Sana, chefir, care îl bei și rămâi crucit, n-are nicio legătură cu gusturile originale de lapte. Sunt incriminate afumăturile, prăjirile. După care, tot ce este conservat, mezelurile, carnea afumată, toate acestea sunt toate incriminate în originea sau factor de producere, factor cancerigen. Normal că la afumături... domnul doctor. Eu am citit tot pe un site dintre ăsta că și factorul genetic este incriminat, că ar fi o anomalie a genei P53 și o atrofie a genei APC și că ar fi predispusă la cancere grupa A2, să-mi spuneți dacă este mit sau realitate, și, bineînțeles, helicobacterul, care helicobacter și el are aportul lui în determinarea neoplasmelor. Factor infecțios ăsta pe tubul digestiv și mai ales pe gastric. Tot ce spuneți dumneavoastră cu determinarea genetică sunt studii care nu pot să le contrazici, sunt comunicate, sunt făcute de oameni care au lucrat numai pe tema asta. Dar și maladiile precanceroase, da. Leziunile astea, gastrita atrofică, hipertrofică, nu? Helicobacter pylori, el mai întâi pornește de la o gastrită. După gastrită trece frumos în metaplazie, se modifică metaplaziile intestinale? Da, se modifică epiteliul normal de acoperire a stomacului și ăla devine un factor precancerigen, metaplazia intestinală. Și ăla devine factor, loc în care se poate transforma, zona respectivă se poate transforma cancerul. Aici, deci, la un moment dat zicea lumea că doar apa și sarea, exact ca la alergii, doar apa și sarea nu face alergii. Dar până și apa încep să te întrebi cum este. Și totuși, domnul doctor, există, eu am avut un caz dramatic în familie, mi-e de greu să vorbesc de sora mea care a avut un cancer de pancreas și care era lactovegetariană. Uitați că se întâmplă nu numai... Acum, probabil că era o altă serie, un alt cumul de factori de care nu știm. Poate să fie cumul, de exemplu, lumea nu știe, una din complicațiile unei colecistite litiazice este transformarea neoplazică. Și transformarea neoplazică pleacă de la infecție repetată a unui colecist litiazic. E unul din factorii de transformare oncologică. Deci o chestie de inflamație și o cauză din asta infecțioasă poate determina modificări în timp. Să trecem la simptomatologie, domnul doctor, pentru cancerul gastric, că după aceea o să
e diversă față de cel de colon. Surprinzător, destul de multe cazuri vin cu astenie deosebită, cu o paloare, lumea îl vede, mai de aici cam alb. Cu hemoragie ocul de pierdere de sânge și cu pierderea o ușoară poftă de mâncare. Până la cel renumit apetit capricios, adică ce îi plăcea odată, îi plăcea o friptură, îi plăcea carne, a început să aibă repulsii față de carne. Față de carne. Asta e altă treabă, dar sunt unii care apar numai în stadiu de anemie. O cauză de anemie vine o anemie de cauză nedeterminată. Și normal că atunci primul lucru care îl face începe să cauți tubul digestiv. Și aici se sumează la un moment dat cu pierderile de sânge după colon, despre neoplaziile colonice. Dar se pot face și până la analizele paraclinice, se poate face diagnostic diferențial cu hemoroizii, nu? Că trebuie să informăm populația trebuie căutate hemoragiile oculte în scaun, nu? Da. Aici trecem la alt capitol. Deci la capitolul de colon și dacă tot ați adus vorba, hemoragii, nu da vina pe hemoroizi. E adevărat că e o nebunie totală acum, te întreb dacă orașul ăsta nu suferă totul numai de hemoragii, să fac fără durere pe toate părțile. Când ai hemoragii, mai bine caute bine pe tubul digestiv, pentru că până la hemoragii trebuie mai ales la o vârstă și dacă ai și o ușoare tulburări de transit intestinal, caută mai sus de hemoragii, nu cumva să treci pe unde ceva să-ți pară rău. De-aia nu te arunca și la noi, chiar să și spune, ai o persoană care are niște anișori, nu te arunca, chiar poate să aibă hemoroizi. Caută întotdeauna mai sus, nu cumva să treci prin un cancer de colon. Așa că noi recomandăm oamenii, majoritatea vin, fac un scaun cu sânge, gata, ai hemoroizi, duc, Pavlu. Nu, du-te și te caută bine. Și culoarea sânge. Bine, diferă. Sunt și maniera în care se exteriorizează, dar e bine la tubul digestiv, când ai exteriorizat cu sânge, să cauți bine. Care adică ala să fie ultimul diagnostic. Care ar fi investigațiile în cancerul gastric? Pentru că sunt o serie de investigații, în afară de cele clinice și paraclinice, pentru că știința spune și foarte mulți medici chirurgi spun că nu este corect să faci o singură analiză, pentru că se produc sunt anumite rezultate false care pot duce în eroare. Deci, cancerul, vorbim de cancerul gastric și cancerul de colon. Investigația cea mai fidelă la ora asta este endoscopia digestivă. E adevărat că este invazivă, nu e chiar așa ușor, cu toate că endoscopul este adus la înaltă performanță, e flexibil. Nu e la rigid, cum era pe vremuri, acum este un endoscop flexibil. Este scăzut mult în diametru, numai cu fibră optică. Endoscopul de la început era, chiar dacă era flexibil, era destul de gros. Acum sunt endoscopiile cu camere miniaturale puse în cap și ele sunt foarte destul de subțiri. Oricum, manevra este un pic invazivă, se face cu anestezie locală. Cea colonă se poate face cu o anestezie mai aprofundată. Dar la colon se presupune înainte... Este o pregătire prealabilă, și asta tubul digestiv trebuie să prezinte o vacuitate ca să fie explorat ca lumea. Iar endoscopia îți permite vizualizarea directă a mucoasei tubului digestiv și cu prelevare directă de produs pentru biopsie. Deci e o treabă țintită. Sunt, e adevărat, și zonele oarbe acum sunt acea capsulă video care știți și dumneavoastră să se înghite. E o treabă de montat a unei centuri cu captură de imagini și capsula tot trece într-un tub digestiv și până la ieșire transmite imagini și pot vizualizate. Să transmit la un receptor. Este mai ales pentru spațiu mort, cum ar veni pentru dintre endoscopia superioară și endoscopia inferioară, e tubul digestiv intestinul subțire. Și cum ar veni zona oarbă a endoscopiei, se face cu această capsulă. Endoscopia este maniera care este cea mai preferată la ora asta. Cea mai fidelă. Normal că după aceasta mergi pe imagistică secvențială, pe CT, computer tomograf, trebuie neapărat să faci un bilanț prelezional al pacientului în momentul în care ai depistat o treabă de genul ăsta.
momentul ăla pacientul e din cap până în picioare și îl cauți, îl scanezi, faci bilanțul lui, să știi în ce stadiu, cam dacă mai există alte determinări. Există și cancerii de colon sincron, mai e și surpriză din asta. Să nu fie numai un singur punct de transformare canceroasă. Să fie chiar două puncte de transformare. Am pățit și asta foarte rar, dar există. Așa că metoda standard de aur la ora actuală e endoscopia digestivă. Ce părere aveți despre markerii tumorali? Cât sunt ei de fideli? Markerii tumorali sunt crescuți în oncologie. Majoritatea recomandă să facă un bilanț post-cură chirurgicală. Pentru că în momentul să faci o raportare la iscat după intervenții, după citoreducție, așa spunem noi, după reducerea tumorii, și pe urmă ei marchează în evoluție, se marchează creșterea lor, o creștere a lor înseamnă o recidivă. Exact. Și după care există și alte metode de scanare generală, se recomandă, noi mai puțin le facem astea, în funcție și financiar treaba, PET-CT, Positron Emission Tomography, computer tomograf, face o scanare din cap până în picioare. Bine, e adevărat, la Galați nu se poate face treaba asta. În țară la noi am pornit undeva pe la Oradea. Eram aproape de Seghet și aduceau glucoza marcată cu fluor radioactiv, care are durata de viață 24 de ore. Și atunci soluția aia trebuia injectată foarte rapid și scanat corpul. Mergea pe principiu, nu știu dacă populația, dacă interesează, absolut, e pe principiu că emisiunea celălalt. Este deosebit de urmărită pentru că lumea este interesată de starea de sănătate, da, și de prevenirea bolilor. Pe acest PET-CT, glucoza care e baza nutriției celulelor, marcată cu fluor radioactiv, merge pe principiu că celula canceroasă e foarte tânără, este în continuă dezvoltare. Este foarte activă la glucoză. E nehalită. Exact. E flămână și mănâncă mai mult decât celula normală. Și în momentul ăla marchează zona în care țesutul este modificat. E cu celule tinere anarhice. Și se face o scanare de sus până jos, un full body, și spune, acolo e o problemă, acolo e o problemă și așa se pot determina tumori. Dar am înțeles că nu spune chiar stadiul în care este. Nu spune stadiul, dar te atenționează că pot fi metastaze în diverse zone. Și îți face o scanare a întregului corp. E o treabă de urmărit în evoluție. Are anumite reguli să faci după anumite... Pentru că tumorile sunt alimentate de vase și vasele dezvoltă o anumită temperatură, da, care se vede în culoarea roșie la termografie. Asta e termografia și se făcea o termografie cutanată, mai ales la cancerul mamarii. Exact. Și făcea o scanare tot, o încărcare cu glucoză și celula tânără și făcea creșterea metabolismului local, determina captura pe termografie, scanarea cu corpului și vedea acolo era o zonă caldă, o zonă care mânca mult și aia te avertizea. Da, și care se vede în colorația roșie. Da, făceau la un moment dat treaba asta pe anumite termografii clujenii. Da. Ce părere aveți despre scintigrafie? Păi scintigrafie tot la fel, mai ales e o procedură. La un moment dat și PET-CT-ul ăsta e tot ca un fel de scintigrafie este. Bine, nu zic specialitate, vorbesc în versiunea în care gândesc logica în care se face. Tot o încărcare cu izotop specific radioactiv și care duce și marchează zonele de metastaze. Ăsta se fac în bilanțul, se fac explorările acestea când se face bilanțul lesional al pacientului și cu stadializarea lui. E bine să facă. Mai ales... Care din proceduri se practică la Galați? Deci, Positron Emission Tomography nu se face. Se face la București și la Oradea. Scintigrafie se face la Galați. Endoscopie se fac, că sunt endoscopii în sistem privat, sunt și în spitale. Radiologie convențională se face, CT, RMN se face. La colon se mai poate face reconstrucție tridimensională, colonoscopie virtuală, așa se spune. Colonoscopie virtuală... Cât de fidelă este colonografia, domnul doctor? Un 70% față de endoscopie direct. Deci o colonoscopie virtuală undeva la 70% o recomand. E adevărat, colonoscopia virtuală îți mai dă date și despre organele din jur. Din asta e avantajul.
dar nu egalează fidelitatea unei endoscopii optice. Asta e un lucru, da, îmbucurător. Așa că noi avem și marcări, sunt făcute și în sistemul de public, și în sistem privat sunt oferte de făcut marcări tumorale. Așa că avem, în principiu, noi un bilanț prelezional și un bilanț lezional îl facem. Ce la este, cât, care este intervalul de timp, la cât timp ar trebui făcut preventiv, să spunem, o colonoscopie sau chiar alte metode pe care sunt destul de fidele? Deci, acum au fost tot felul de reguli făcute. Se spune că după o anumită vârstă dădeau ca reper vârsta asta 40-50 de ani, mai ales în familiile care au avut în antecedente pacienți cu patologie oncologică digestivă, ar fi bine ca ea din familie să-și cam facă. Nu vă povestesc că afară au ajuns la controlul ăsta și îl fac fără să aibă simptomatologie și îl fac preventiv. Dar asta versiunea în care prevenția și controlul medical periodic, acel control care am vrut noi să-l facem, să-l introducem în România, acel screening, ăla e devenit de-a dreptul obligator și statul ăla își permite și poate. Putem face o paranteză pe aici? Sigur că da. La un moment dat și noi am propus și era o lege cu prevenția la noi și pentru că este de la o treabă prevenția și făcut screening-ul mai ales pentru cancerul mamar. Hai, el așa sună frumos la prima vedere. Iei populația și te duci până la 40-45 de ani populația și faci o mamografie sau sonografie și după vârsta asta faci câte o mamografie anual până la 65 și vezi după aia mai rărește. Situația a făcut chiar un studiu pe România dacă este aplicabilă treaba asta. Trecând peste aparatele care ar trebui să fie alocate, am făcut un calcul, vreo 4,5 milioane de femei trebuie să treacă până acest screening anual. Am făcut calculul cam câte mamografie și câte sonoelastografie ar trebui să fie repartizate într-un județ. Și nu vă imaginați că trebuie să fie repartizate în reședința de județ. Dar să faci toată treaba asta, și populația rurală, ăștia săracii nu prea au bani să-și ia bilet de rată, să-i aduci pe toți în oraș și e cam greu, nu poți. Și atunci trebuie distribuită aparatura pe suprafața județului cât de cât uniform, să ai niște poli care să acoperi cât de cât. La toată treaba, cea mai grea problemă este resursa umană. Pentru că, să știți, competența de senologie este competență separată pentru imagiști. Iar dacă ești și numeri câți imagiști ai în România, avem numărul de imagiști normali. Nu de aia competență de senologie. Cu cursul, deci competența luată pentru senologie. În vedere exodul medicilor în afară. Iar ăștia pleacă într-o veselie. Sigur. Pleacă într-o veselie. Iar noi nu avem cu ce să acoperim și noi, populația, nu putem să o acoperim. Gândiți-vă că noi putem să acoperim în interiorul spitalelor, dar minte în afară. Noi aici vorbim și ne văd cei din oraș și nici ăștia nu ne văd toți. Dar apoi o versiune în care cei de la o sate din mediul rural nu au informația corespunzătoare. Ia-i pe aia și cărei să faci ceva, să faci controlul care era făcut pe vremuri. Pentru cancerul genital feminin, știți că venea cu sectoristul în poartă. Sigur că da. Du-te cocoană și se făcea și era bine. Papa Nicolau se făcea cât de cât mai rezonabil. Se putea face prin medicii de familie, pe medicii din mediul rural. Se făceau campanii adevărate atunci. Bine, atunci era doar examenul clinic pentru sân și în versiunea în care medicul care face controlul general, clinic general, depista o treabă, trimitea țintit. Dar să faci screening de la obligator anual, încă e o utopie în România. Din păcate. Din păcate, da. Noi am scăpat problema în România, dacă vorbim până și de acele caravane cu... De depistarea tuberculozii. Era caravană și noi nu mai avem și noi scăpăm surprinzător. În mileniu 3 intrați și încă avem o groază de cazuri cu tuberculoză.
Nu-mi povestesc ieri, am luat unul pe masă, tuberculoză sechelară cu caverne. Am zis, măi, nu mai văd așa ceva, uite că există. Deci mi-am scăpat până și asta din mână. Și, scuzați că am glisat pe alții treburi. Haideți să vorbim de stadializarea cancerelor, pentru că sunt patru tipuri, da? Da, de stadii. Stadiile 1 și 2, din câte am înțeles, beneficiază de un tratament uneori nechirurgical, nu? Nu. Și toate stadiile. Depinde de extinderea intervenției. Adică dacă stadiile inițiale, intervențiile sunt limitate, în stadiile care sunt mai avansate deja e cu problemă. Stadiul 4 scoatem din discuție că e cu metastază și cu tot. Chirurgia doar paliativă să fie. Da, se mai face, totuși se mai recomandă și acolo, chiar intervenții fără intenție, cum zic eu, nu recunoști viza oncologică. Faci operații de citoreducție, reduci cât mai mult dintr-o structură neoplastică. Nu vă povestesc că noi, tot o paranteză, stadiul 4. Există metastazele hepatice, noi ne-am chinuit să facem un program pe România, au băgat, cred că, 21 de angiografie, cu intenția de a face chemoembolizare pentru metastazele hepatice. Asta se folosește cu angiograf, bine, e o treabă, este radiologie intervențională și la un moment dat iar ne-am oprit în acești resurse umane, care nu vă supărați, au venit și pe la noi. Am avut discuția asta chiar cu ministrul secretar de stat și am zis, bă, foarte frumoasă intenția, bine, e lăudabilă. Și este bine să facă pentru unul care are unul sau două metastaze hepatice să te lupți, pentru viața lui să faci orice poți. Da, măcar pentru prelungirea vieții. Zic că întrebare întrebătoare. Câți radiologi de radiologie intervențională aveți pe România? Până la un moment dat în zona noastră vine Grasu, domnul doctor Grasu, la Fundeni. Păi zic, obolul ăla n-are timp să iasă din Fundeni, câtă treabă are. Poate supravegheze și aici. Pentru că radiologia intervențională presupune expunere la radiații ionizante. Aia se face cu șorțul pe tine. Dacă radiologia actuală e cu digitală, cu captură de imagine și este destul de protejată față de radiologia convențională, cum o știam noi, care expunea personalul la iradieri primari. Da, la iradieri masive. Ei, aici, când a început să joci cu radiologia convențională, cu stenturile, cu tot, și lucrez cu camera de scintilații în camera, lângă camera de scintilații, e adevărat echipament de protecție, șorți, plumb, mănuși, așa. Totuși, tot este un grad de expunere la radiații. Asta e cu risc. Și, uite așa... Mai zis că e permanent pentru... Da. Și uite așa, ne-am trezit cu angiografie, dar nu avem oameni cu care să lucrăm. Da, că stadiile. Stadiul, cu cât stadiu este la început și sunt... Păi asta urmărim noi, să avertizăm populația la cel mai mic semn sau cel puțin să-și facă preventiv controlul pentru a fi depistat din timp, pentru că starea de sănătate ne interesează pe fiecare. Ca să știți, o treabă de istoria medicinii, o treabă haioasă, cred că îmi prinde bine la populație. Pe vremuri era un endoscop rigid, era o țeavă, îl punea pe ăla pe masă, dați-vă seama, parcă îl trăgea pe țeapă. Și bagă endoscopul direct să vezi în stomac. Era un tub rigid, metalic, asta era. Care de multe ori nu putea fi ingerat, nici nu erau, putea fi băgat, ăla era cu probleme, țeava. Da. Așa. Și la un moment dat, datorită faptului că era o incidență foarte mare a cancerului gastric în Japonia, japonezii, pe treaba asta, gândindu-se economic, gândiți-vă că medicina se joacă economic. Toată lumea zice, cum adică? Foarte simplu. Ziua de spitalizare bolnavul costă. De asta se și dă acel decont. Ca să vadă cetățeanul cum zice, bă, am plătit o viață întreagă, n-am făcut nimic, e cât acum, cum am ajuns, unde se duc banii aia? Te-ai uitat să citești în decontul ăla cât costă spitalul și cât costă manovrele. Și mai ales în chirurgie. Și te-ai uitat așa, o leacă factura la urmă, ai zis, ai fi avut bani să o plătești așa cash. Și japonezii au zis așa, bă, dacă noi ne scăpăm atac cancer în populație, cancerul gastric,
Noi nebunim cât costă pe ăsta. Ce au zis? Dacă îl prind în stadiu incipient, în stadiu 1, eu cu intervenții chirurgicale l-am scăpat pe ăsta cu viață, devine vindecat. Și atunci au băgat screening-ul în populații, la angajare, scurt, nici nu mai stă la comentarii, endoscopii. Și așa au apărut endoscopii pe fibră optică. Am zis, bă, nu putem să-i tragem în țeapă pe oameni, hai să găsim o soluție, să putem din cu pe ei. Și așa a apărut în lumea medicală endoscopii flexibile. De la japoneți, de necesitate. Pentru că cancerul gastric era o coincidență fantastică la ei. Ei, de când au pornit treaba asta și cu endoscopie și descoperit în stadii incipiente, rata de vindecare, rata de cazuri vindecate în cancerul gastric este fantastic de mare. Ce te faci că noi, în România, noi încă nu avem o cultură a te căuta în timp util. Bă, vezi că nu merge ceva. Vezi că nu mai e poftă de mâncare. Vezi că la un moment dat o mâncare de-aia scam nu-ți mai convine. Vezi că mai ai și un gust rău în gură. Vezi că slăbești. Vezi că ești astenic. Vezi că ești palid. Că dacă ești palid, ce ai făcut? Pierderi sanghine, nu mai nici aceeași poftă de viață și nici aceeași capacitate la efort. Vezi, se întâmplă ceva, te uiți în oglindă, te vezi că ești cam peretele, cam ca peretele. Du-te, domnule, șticat. Da. Oare ei stau și vă spun, eu nu am întâlnit de foarte mult timp, acum chiar rememorez că acum mi-a venit ideea în cap, nu știu dacă am prins un cancer în stadii din astea de la început. Tot timpul vin cu niște monstruozități de cancere, pazi, am ieșit pe masă de la un cancer polar superior. O nenorocire. Aproape cât palma mea. Și, măi, femeia tot venit așa, doar astenică, pădut o leacă pofta de mâncare și s-a cam albicat peretele. Păi da, cam de când? Păi, cam de câteva luni. Păi da, de câteva luni cât ce aștepți? Ce mai aștepți? Și ce? În cancerele gastrice faceți gastrectomie totală sau subtotală? Depinde. Depinde unde sunt localizate, gradul de întindere, gradul de prindere. Pot face multe operații în cancerul gastric. Aici astăzi a fost vorba de un polar superior, lăsat partea inferioară a stomacului și dus la esofag. Normal că fiind și fundul gastric prins, a plecat și splina, ca așa se recomandă. Există și gastrectomii totale, dai totul afară, dai și marele epiplon afară și splină, tot cu montaj diferit cu jejunul, cu intestinul subțire. Este o jejunul. Sunt cazuri în care am avut unul prins și colon, au fost mai multe. Și colon, sunt operații complexe în care încep să dai, să tai și intestin gros, să dai, faci o citoreducție din asta complex. E adevărat că cazul devine destul de... Frecvența e mai mare la bărbați, așa se spune la bărbați, înainte. La bărbați, da? Cancerul gastric la bărbați, dar să știți că regulile alea care erau odată că nu mai au început să treacă nici de vârstă, singura treabă că la ăștia tineri mei evoluează mult mai agresiv și mult mai urât, nu mai respectă nici sex, nimic, și femei și bărbați, otova. Și asta e viața, ce să-i faci, dă mâna înainte. Sunt și unele cancere asimptomatice, domnul doctor. Sunt mult timp înainte și care deja le depistați în stadiul 3-4. Nu, sunt unele cazuri în care metastaza, dai de metastază, dai și nu știi punctul de plecare. Exact. Am avut și situații de genul ăsta, încep să te scarpini, să te învârți în jurul lui, scarpini. Faci așa, zic, băi, nu luați motamo. Verbal, da. Stai, pui mâinile în cap și zici, mă, de unde are omul ăsta, de unde a plecat? Și începi să te învârți în jurul lui, să-l cauți în toate părțile. Bă, nu ești după ce faci biopsie și pe treaba respectivă, dacă e ganglionară, zici, bă, e de undeva de vecinătate, dar, de exemplu, dumneavoastră știți mai bine, o groază de canceri mamare, câteodată se manifestă pe metastază, mă, zici, de unde e? La și de la urmă descoperă... La femei, da. Și descoperă un cancer mamar care nu este așa de mare și de spectaculos, nu vă povestesc, am niște imagini de groază. Eu nu știu femeile astea cum pot sta în halul ăsta. Nu mai mult decât ieri, fără nume, îmi vine în gardă o femeie care știe de mai bine de jumătate de an
Și are indicații și sonoelastografic și mamografic, ridicau suspiciunea aproape fără echivoc a unui cancer mamar. Poziționat rezonabil și într-un stadiu bun atunci, care s-ar fi lăsat doar cu un sector lărgit și cu extemporaneu și eventual evitare ganglionară axilară. Nu ar fi fost așa de mutilant, uite, am dus și mâna la piept. Chiar și spunea în facultate, băi, când vorbiți de mine, nu vă începe să vă pipăiți, să arătați, scuzați. Da, asta. Și de acum și imaginam și eram cu mâna pe piept. S-ar fi lăsat doar cu o exereză chirurgicală limitată și cu chimioterapie și nu ar fi durut o cap. De acum ieșea din toată problema și era gata. Și îmi vine cu o monstruozitate acum și încă comentez, i-a încercat metode naturiste. Fratele meu, metode naturiste, da, dar nu dai înapoi când el e pornit. Că trebuie să schimbi stilul de viață, că dacă ai avut obiceiuri să stai călare numai pe fast food-uri și cu toate mizerile să le mănânci și să bagi în tine și toate toxicele, mai începi să le uiți, să vii la un sentiment mai civilizat față de ce consumi, de la ce te expui. Dar să fac metode naturiste și tumoră era cât pumnul și numai adenopatia din axile era... Este capcana în care cad majoritatea femeilor și a celor care au cancer, pentru că acceptă foarte greu ideea asta, sunt disperați și acționează în disperare și nu conștienți de faptul că nu internetul, nu oameni fără nicio pregătire pot rezolva problema. Tu m-am văzut acum că sunt o groază, dacă ți-am urmărit o groază de pagini, gata, unii au tăiat tot cancerul cu apă alcalină, unii dacă bei nu știu ce de esență de nu știu cum, gata, omoră cancerul. Bă, fraților, luați-o ușor. E adevărat că se-și aruncă o groază de prostii pe nu, că chimioterapia a făcut mai mult rău decât bine. Băi, totuși, nu că interesul industriei farmaceutice să-și vândă chimioterapicele și nu știu ce. Eu nu neg versiunea în care oamenii revin la natură și revin la, cum zic eu, la natură în privința alimentației, la în privința condițiilor de viață, care se schimbă. Și e adevărat că multe din medicamente sunt luate din natură, nu sunt din altă parte, nu sunt neapărat sintetice. Și că unele se regăsesc în ele anumite principii active, de acord, dar totuși prea... Știu că și chimioterapia, de exemplu, este foarte greu de suportat. Și mănânci la un moment dat, dacă îi explicăm omului, un fel de otravă. Celula normală și ea se intoxică, iar aia tânără, nehalita, mănâncă chimioterapicul până când moare. E un fel de otrăvire a întregului corp. Sunt de acord cu asta. Dar nu le dăm ca să facem studii pe cobai umani. Nu facem treaba asta. Iar lumea nu se caută, eu nu știu. Și eu am rămas interzis. I-am zis, băi, femeie, nu te înțeleg. Ai un copil. Păi, da, nu, că a plecat. Bă, dar totuși ești femeie la 40 ceva de ani. Băi, știi, de jumătate de an. Măi, nu mai lipsi măcar. Hai de acum salvăm viața. Pentru că sunt cancere galopante, multe dintre ele. Și uitați la ce se ajunge. Care era rata de supraviețuire după un stadiu 3-4? Intervenit chirurgical după ședințe de chimioterapie sau poate de radioterapie, funcție de indicațiile medicului, care este rata de supraviețuire? Acum, unii spun cam 5 ani. Nu, dar acum ca să vă spun dacă am o statistică, n-am. Da, deadline-ul se ia în principiu cam 5 ani după ce ai făcut cura și se consideră că dacă n-a apărut nicio recidivă, n-a apărut nimic, ai scăpat. Urmărire ca la, cu calendar, cu urmărit ca lumea, marker, tot. Pacientul e chemat la 6 luni, monitorizat ca lumea. Deci după ce ai terminat tot protocolul terapeutic, care poate include chirurgie, chimio, radio, așa, și urmărit periodic și nu știu ce, n-a apărut nicio recidivă, n-a apărut nimic și local e ok, se consideră după 5 ani, teoretic, se consideră vindecat. Ce este foarte ciudat, bine, în stadii din alea disperate, nu te aștept să... Da, cu metastaze, ani. Nu. Totuși, vă spun, am avut un caz. N-am
N-am cum să le explic. Am avut cazuri din astea foarte ciudate în care ai intrat așa și tu ești nemulțumit din el. Patologia oncologică îți modifică tare țesuturile. Și anatomia nu mai este respectată, cum o știi tu, așa. La un moment dat mergi tatonând, urlând alte repere, modifică structura local și când faci exereza, faci câteodată exereza în aia eroică, te arunci. Operația, în orice caz, nu e o operație de-asta ușor programată, câteodată e și sânge rândă, e și țesutul este altfel la om, noi simțim... Depinde de volumul tumorii, nu? Noi simțim și carnea la mână, o simți și încărcarea cu proteină, ce rezervă mare omul. O simți la mână. Asta e chirurgia. Și câteodată ești așa... Asta e ochiul dumneavoastră de chirurg deosebit și... Nu, chirurgii, după ce a capăt o experiență, cunosc chiar carnea la mână. Nu poate spune o treabă foarte dură, dar se cunoaște, i-am spus cuiva, noi lucrăm... Puteți stabili stadializarea de... După... Nu, poți să-ți dai seama cam cum evoluează. Pentru că îți dai seama evoluția postoperatorii. Că noi suntem, asta spuneam, în chirurgia digestivă, avem complicațiile redutabile, cam 2 săptămâni stăm cu sabia deasupra. Și alea 2 săptămâni lucrez pe om, așa, deci lucrez ca pe coajă de om. 2 săptămâni se pot întâmpla niște complicații postoperatorii. Și trebuie să ai mare grijă. Iar tu trebuie să-ți pregătești într-un fel bolnavul. Dacă ți-l aduce pe stradă urgență extremă, asta e. Dar când ai unul ăsta, e bine să-l pregătești un pic, să aibă ceva în cămară, resurse cu care să lucrezi. Folosesc termenii mai laici așa, ca să nu încarc lumea. Și principal e depozitul care îl are de proteinemie, proteina care o are în el. Și noi atunci încărcăm, nu poți intri, de exemplu, în chirurgia oncologică, prefer să intri cu un minimum de 10 grame de hemoglobină, să aibă o leacă de sânge, să ai și stocul de sânge, să pierzi sânge. Trebuie să-l și completezi și trebuie să ai și proteină pe el. Proteina, noi zicem, în tifirii se sigilează placa, aia e siliconul, îl toarnă corpul, trebuie să aibă proteină. Că altfel ți trezești că sutura care o faci nu ține și dacă ai o dezunire de anastomoz în chirurgia digestivă, poate fi foarte urât. Și noi... De unde plecasem. Am avut operații din astea, simțind carnea la mână, cam nemulțumit. Păi, frate, și-o mers. Și am avut unii, zic, bă, ce n-am cum avut una. Cum explicați? Că imunitatea cum nu era? Și n-am avut un aparat de fotografiat, de filmat. Era didactic. A mers frumos. Curat, măi, ți era dragul, băi, să pup plaga ce frumos ești. Și am mers în evoluție din adurul cap. La un moment dat, asta vă spuneam... O evoluție nefavorabilă. Da. Dumneavoastră știți că unul din cancerile cele mai păcătoase sunt ale ovariene. Da. Frate, sunt urâte și cu evoluție urâtă tare. Femei, intrăm, întins... La un moment dat nu aveam pe unde să ne strecuram. Toată cavitatea aprinsă s-a lăsat doar cu o biopsie, prezentat, precizat, celularitatea, tot, și intră pe chimioterapie, că nu era dintr-a chirurgical. Era toată burta aprinsă. Făcut chimioterapie așa, ca la reglement, ca la... Lumea nu înțelege iar e un folclor în Galați ăsta. Duceți-vă la Cluj sau duceți-vă. Bă, bravo lor, ce-au făcut renume. Frumos, bravo lor. Da, Galați. Poate noi nu am reușit să ne facem renumele astea. Bă, fraților, da, patologia oncologică se face după protocoale clar stabilite, care sunt universal valabile. Și București, și ea, și Cluj, și Galați, și nu știu ce. Exact. Nu dai apă cu zahăr. La aceeași substanță o dai. În același dozaj, funcție de kilogram, corp, masă, cu ăsta pe metru pătrat de suprafață tegumentar, sunt niște calcule care se fac. Dar același protocol se aplică în toată țara. Și la chimioterapie, același protocol. Și iau lumea în cap și nu că s-a dus. Bă, bravo lor! Frumos!
Și îi apreciez că și-au făcut renume și pe asta. E adevărat că noi nu avem același număr de specialiști cum are Clujul sau Bucureștiul sau Iașiul. Noi avem mai mulți, mai puțini medici. Noi părem mai zmuciți, mai alergați. Asta pentru că suntem puțini. Dar nu înseamnă că noi facem altceva ca protocol decât ce fac ei. Femeia face chimioterapie ca la reglement. Normal că se recomandă, chiar este o vorbă second look, a doua privire. Normal, înainte de a face a doua privire, încep să-l scanez pe un computer, tomograf, marcări. Zic, dă-mi arhiva. Zic eu, la femeia asta nu m-am limitat la biopsie, că văd că la... nu-i nimic. Iau arhiva, am luat toată treaba. Îi zic, m-am uitat eu cazul, sunt mulți, poți să-i uiți. Ia, uite-te, măi, găsit protocol. Mă, da la anatomie patologică, mă, păi, dar n-am făcut pe chimio, numai ca să afli în treabă. Uite, lama, uite cu tare. Măi, da, pe investigații. Normal, e second lacul, da. Operație, mă, burta asta, noi am fost aici, cum e posibil? Și am intrat și am făcut ca la reglement ce scrie la carte. Faci operația așa, faci operația așa, histerectomii, anexectomii, ganglioni, dai și epiplonul afară, tot, curăț tot. Curățat tot, luați, pus-i pe masă, făcut și peritoneu, tot. Bine. Veni și histopatologia după, bine. Adevărul că ăsta a fost un caz șocant, că dumneavoastră știți că ovarul, dacă îl scap din mână, da, e urătare. Care ar fi măsurile de profilaxie, să zicem, sau de prevedere? Controlul periodic, iar femeile la ora asta, ele nu fac, Papa Nicolau nu fac ecografia, ecografia endovaginală, supun, sunt posibilități. Iar populația, din câte o știu eu, personalul medico sanitar din Galați, la nivel de ginecologie, oamenii au ecografii, investigează. Și sunt foarte bine pregătiți și au toate și metodele de depistare. Așa. Și în momentul în care a intrat o treabă de genul ăsta, și eu lucrez la paroscopii pe treaba asta pe anexie. Se poate face orice treabă, se poate preleva și minim-invaziv. Deci nu se joacă cu treaba asta. Dacă lumea se caută, se găsește și se poate face... Nu se poate, poate să ajungă în stadiul din asta. E adevărat că mai este un aparat, nu? Mai este un aparat care vreau să-l propun, poate așa? Ne ascultă oamenii, îl folosesc tipii de la Constantin cel Mare din Brașov, tamam pentru ovar. Este chimioterapie endoperitoneală hipertermică. Încălzită chimioterapicul și se face cu două sonde, se bagă două scot fluidul din, și cu tratament intraperitoneal cu chimioterapicul la temperatură mare. Spală cum ar veni peritoneal cu chimioterapia la o temperatură mai mare, temperatură, și pur și simplu tratează peritoneal cu chimioterapie. Este un aparat vândut de ăștia de până în România. E un procedeu făcut de, cred că de un francez. Și oamenii comunică o rezultate bune. Folosesc ăștia de la Brașov. Asta am văzut. Este o veste foarte bună. Știu și cine îl dă, cum am uitat pe el, și era la un moment dat, e o lege a seriilor, dumneavoastră o știți, lumea medicală, e ca un făcut câteodată, când îți vin cazurile, îți vin numai din alea. Da, numai da, de ovar. Da. Îți vin așa o serie. Îți vin numai de stomac. Exact. Și vin legea seriilor și zic, bă, uite ce bine ar fi la un peritoneu de ăsta prins așa să faci o terapie cu chimioterapie hipertermică. Și nu cred că e un aparat mai interesant, nu cred că e foarte scump și chiar o să vreau să-l propun, poate îl achiziționează și ai noștri. Da, domnul, să aveți noroc să-l achiziționezi. Și mai este încă o treabă, iar o spun, să audă, era promisiunea de accelerator liniar de particule. Știu că suntem în tranșa a doua. Actualul ministru, doamna doctor Pop, cu ea am vorbit, era mandatul precedent și spus, voi sunteți în tranșa a doua. A vorbit și directoarea de la județean
vorbi cu dânsi și vorbi și președintele Consiliului Județean, domnul Fotea, inginer Fotea, că trebuie o leacă amenajat spațiul ăla, cu toate că el e pregătit pentru, are anumite criterii de autorizare de către CNECAN. Și noi putem primi, dacă se țin oamenii de cuvânt, putem primi anul ăsta, zic, acceleratorul linear de particule. Ar fi o chestie nemaipomenită pentru Moldova. Sunt doar 3 la Iași, au făcut institutul oncologic, iar Telecobalt o pronunț și a nostru dă semne de oboseală. Și e nevoie de un accelerator aici, în Galați, e nevoie așa ca de aer. La câtă patologie oncologică avem? Domnul doctor, timpul a trecut. Eu vă mulțumesc că ați venit. O să mai veniți, pentru că mai avem multe de discutat. Iar dumneavoastră alegeți să fiți informați, pentru că un om informat este un om avizat. Bună seara!